În dimineața de 16 august, pompierii români care au participat la stingerea incendiilor din Grecia s-au întors acasă. De la începutul acestei săptămâni, echipele de intervenție din alte țări, venite în sprijinul pompierilor eleni prin mecanismul de protecție civilă europeană, au fost demobilizate, situația fiind sub control. Vă reamintim că o auto specială care transporta un container multirisc și doi subofițieri pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au plecat în misiune în Grecia. Pompierii militari cu experiență din cadrul ISU Călăraș au făcut parte din delegația română trimisă în sprijin pentru a ajuta Republica Elena în eforturile de lichidare a focarelor și de diminuarea efectelor situațiilor de urgență produse în această perioadă. Pentru felul în care și-au făcut datoria în misiunea din Grecia, pompierii călărășeni au fost avansați înainte de termen în gradul următor, fiind felicitați de către premierul României, ministrul afacerilor interne și șeful departamentului pentru situații de urgență. Cei doi pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș, care au făcut parte din delegația română trimisă în sprijin pentru a ajuta Republica Elena, sunt, potrivit noului grad militar, plutonier adjutant șef Zamfir Costel, conducătorul autospecialei, și plutonierul adjutant șef Neagu Mădălin, comandant de echipaj și conducător autospeciale, ambii de la Garda de Intervenție numărul 1 a detașamentului de pompieri călărași. Pompierii călărășeni au fost primiți cu aplauze de conducerea și colegii din cadrul inspectoratului la întoarcerea acasă. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența la ceremonia de bun venit acasă a pompierilor români care au participat la misiunea de stingere a incendiilor din Grecia. În momentele următoare vor avea loc decorarea și înaintarea în gradul următor, în mod excepțional, a comandantului și militarilor componenți ai modulului IGSU de stingere a incendiilor de pădure care au acționat în Grecia. Se acordă emblema de onoare a Ministrului Afacerilor Interne, domnului colonel Florin Pop, comandantul modulului GSU care a acționat în Grecia. Pentru actele exemplare de curaj și pentru modul deosebit în care și-au îndeplinit misiunile încredințate, la solicitarea Ministrului Afacerilor Interne, domnul Lucian Nicolae Bode, precum și cea a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul dr. Aida Rafat, cu data de 16.08.2021, cadrele militare participante la misiune se recompensează prin emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și înaintarea în gradul următor, în mod excepțional. Vreau să mulțumesc colegilor mei care au dat dovadă de devotament și profesionalism în îndeplinirea misiunii. Mulțumesc conducerii Ministerului, conducerii Departamentului pentru Situații de Urgență, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru încredere acordată. Misiunea noastră a fost să stabilim o zonă de protecție, o baricadă în calea focului, pe fâșia spatarii Medochii, astfel încât focul să nu se extindă la pădurea care era în sudul insulei Evia și spre localitatea Procobii. Acolo noi am avut și noi baza de operații. După două zile de luptă cu flăcări la nivelul coronamentului, am reușit să stabilizăm arderea, să o localizăm și, nu în ultimul rând, să o lichidăm. Cum spunea și colegul nostru Elen, ofițerul de legătură, am reușit să limităm efectele incendiului
astfel încât localitatea pe care am protejat-o, sătenii din localitate, să fie în siguranță. De aceea, domnule prim-ministru, domnule ministru, vă raportez misiunea îndeplinită. Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului secretar de stat Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Domnule prim-ministru, domnule ministru, Kyria Kara Constantinis, stimați colegi, stimați eroi care v-ați întors acasă. Am stat o jumătate de oră să înmânăm gradele și diplomele și s-a văzut ce înseamnă să fii sub soare continuu. Toți trebuie să ne gândim ce ați îndurat, lucrând cu focul în față, cu soarele deasupra și cu echipamentul dumneavoastră de protecție. Așa că efortul dumneavoastră este bine remarcat, bine văzut de noi și cred că orice stă în putință ca să putem să sprijinim și să dezvoltăm ce faceți, o să-l facem. În același timp, nu pot să vă spun decât că ați transmis un mesaj extraordinar în exterior și în interiorul țării, iar mecanismul de protecție civilă europeană sub egidă căruia am acționat a dat un feedback extrem de pozitiv pentru activitatea care ați desfășurat-o acolo, pe lângă colegii noștri greci, dar și pe lângă colegii din alte țări. Nu pot să vă spun decât vă mulțumesc în numele departamentului, în numele colegilor de la departament, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru tot efortul care l-ați depus și, din păcate, nu pot să vă garantez că asta e ultima misiune de acest fel care o să o aveți. Situația și provocarea cu care ne confruntăm pe plan european și pe plan mondial cu siguranță va genera și alte situații la care trebuie să răspundem cum am răspuns până acum. Și vreau să le mulțumesc domnului prim-ministru, domnului ministru și domnul președinte pentru sprijinul care mi l-au acordat și pentru faptul că mi s-a dat cale liberă să acționăm exact cum prevede crezul nostru că personal al protecției civile, nu numai în țară, dar și afară. Dacă îmi permiteți, vreau prin însărcinatul de afaceri al ambasadei Greciei să transmit un mesaj. Stus filus mas tus Elines. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε για τους πυροσβέστες μας στην Ελλάδα και για τον τρόπο που τους λάβατε. Σας διαβεβαιώνω ότι όποτε μας χρειάζεται θα είμαστε κοντά σας. Καθώς είμαι βεβαίως ότι όποτε θα σας χρειαστούμε θα είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουλτσουμέσκ μουλτ, φελιτσιτέρ, σι δρούμ μπουν, σα ζούντζετς κουμπίνε ακάσα. Bună ziua! În primul rând, felicitări și bine ați venit sănătoși acasă. Suntem mândri de dumneavoastră. Pe bună dreptate, grecii au fost impresionați de modul de lucru a pompierilor noștri. Și dincolo de curajul lor, acum înțelegem cât de important e să ne folosim de fondurile europene. Cele 6 autospeciale folosite de pompierii noștri sunt noi. Au fost cumpărate anul acesta și sunt speciale pentru intervenția la incendii de vegetație. Toate cumpărate din fonduri europene. În asta se traduce, de fapt, buna guvernare, inclusiv dacă ne referim la absorbția de fonduri europene, dacă investim unde trebuie și cum trebuie, atunci putem salva vieți. Vă asigur că aveți un partener în Guvernul României și exprimiți sprijinul de care este nevoie pentru dotare cu tehnică de intervenție performantă achiziționată în mod deosebit din fonduri europene.
După cum știți, am luat deja măsuri pentru consolidarea IGSU și a unităților subordonate. Urmează să aprobăm o hotărâre de guvern prin care vom înființa 8.400 de posturi noi pentru militarii voluntari angajați pe bază de contract și subofițeri din zona operativă. Anul acesta vor fi încadrați 1.400 dintre ei, astfel încât până în 2025 să recuperați o parte importantă din posturile pierdute în ultimii ani. Eu nu vreau să vă mai iau din timp, sunt sigur că sunteți nerăbdători să ajungeți acasă la familia dumneavoastră. Felicitări din nou, suntem mândri de voi! Domnule prim-ministru, domnule ministru, stimați invitați, ceremonia a luat sfârșit. Vă rugăm să ne onorați și cu participarea la fotografia de grup. Vă mulțumim!